Bună seara, bine ați venit! Începem o nouă emisiune de imobiliare. Bine, dacă elevii au tot tărăgănit-o astăzi cu bacul și tot au avut parte de surprize în ceea ce privește subiectele minunate de care au avut parte, ba chiar unii dintre ei se plângeau că le-a picat Eminescu și n-au știut ce să facă, cum să se descurce. În ceea ce privește puțin segmentul imobiliar, din câte stăteam de vorbă zilele trecute cu câțiva constructori care dezvoltă un ansamblu rezidențial prin Valea Prahovei și în Râșnov vor să dezvolte puțin stațiunea, să o aducă la parametrii la care se cheme turiștii din afară. Spuneau că se confruntă cu ceva probleme când vine vorba de condițiile meteo. Dacă la munte nu au parte de vreme bună de construit, e bine, la mare se construiește frumos și stațiunea înflorește, asta pentru că tot mai multe terase au fost construite cu bun gust și așteaptă foarte, foarte mulți turiști. De cealaltă parte, am stat și am primit și un feedback din ce se întâmplă pe la vecinii noștri prin jur și nu ne puteam abține să nu comentăm cu o bilă neagră negativ, adică tot ce se petrece pe acolo în materie de distracție și tot ceea ce ține de timpul de petrecut atunci când mergeți cu prietenii. Dacă noi stăm foarte bine la acest capitol și primim două bile albe, ei cu siguranță primesc o bilă neagră la capitolul distracție. Lucrurile evoluează în sens pozitiv când vine vorba de construcții și în parcursul zilei de astăzi am văzut câteva statistici eliberate de Institutul Național de Statistică. Autorizațiile de construire eliberate pentru clădiri în acest moment sunt în creștere. În luna mai 2013 am avut un număr de 3365 de autorizații eliberate, în timp ce în luna mai 2014 3586, dintre care 62,3% dintre aceste autorizații sunt eliberate pe zona rurală. Ne bucurăm acest lucru și ne dăm seama de un singur fapt. Piața imobiliară, piața de construcții este în creștere. Chiar dacă gura păcătășilor din târg, ca să mențin vorba tradițională, spune că în acest moment construcțiile suferă, e bine, eu spun că nu suferă. Din cifrele astea pe care le eliberează Institutul Național de Statistică, noi vedem că lucrurile stau bine. Din tot acest număr de 3586 de clădiri, autorizații de construire eliberate pe luna mai 2014, 20 dintre ele sunt clădiri și construcții administrative. Aici înseamnă tot felul de alte clădiri care intră în administrație. Și în 2013 am avut un număr de 19 clădiri administrative. Aș continua mai departe cu discuția și vreau să vă prezint și celelalte construcții care înseamnă conform acestui studiu de la Institutul Național de Statistică, alte clădiri și vreau să vă citesc din el. Hoteluri și alte clădiri similare, clădiri pentru comerțul cu ridicată și cu amănuntul, clădiri pentru transport, telecomunicații, clădiri industriale și agricole. Asta se înseamnă că s-au mai construit niște clădiri menite să îmbunătățească, nu știu, transporturile, agricultura. Nu știm, dar din cifrele eliberate de INS astăzi de dimineață, aflăm că luna mai 2014 s-au eliberat 788 de autorizații pentru alte clădiri, în timp ce în luna mai 2013 551 de autorizații au fost eliberate. Cam asta stăm la capitolul autorizații. Vreau să vorbim puțin despre clădirile rezidențiale pe regiunile de dezvoltare. E bine, zona de nord-est a țării a primit un plus de 644 de autorizații, comparativ cu anul trecut, unde avem un număr de 614 autorizații. Zona de sud-est avem 377 de autorizații, în timp ce anul trecut aveam parte de 360 de autorizații. Zona sud-Muntenia 517, în timp ce anul trecut erau 552 de autorizații. Puțin mai mult sud-vest Oltenia 240 în luna mai 2014, comparativ cu aprilie 2014, când am avut 207 autorizații. Ne uităm puțin pe zona de vest a țării și vedem că în luna aprilie au fost eliberate 298 de autorizații, în timp ce în luna mai avem 303 autorizații. Ceva mai bine stă zona de nord-vest, unde s-au semnalat cel mai multe autorizații de construcții eliberate. În luna mai avem 647 de autorizații de construcții eliberate pe această zonă a țării, în timp ce cu o lună în urmă erau undeva la 439. În zona de centru a țării avem 277 de autorizații eliberate în luna mai 2014, în timp ce 297 se semnalau undeva în perioada aprilie 2014. Zona București-Ilfov înregistrează o ușoară scădere, vorbim de o cifră de 581 comparativ cu luna aprilie la 600.
5 autorizații de construcție eliberate. Și aici vine exact ce vă spuneam de la bun început, această creștere și acest semnal pozitiv din piață. Și dacă unii spun că piața de construcții nu mai merge conform acestor cifre, să nu ne certați pe noi, să certați pe cei care fac aceste studii. E bine, asta ne bucură foarte mult. La capitolul suprafețe utile avem cifrele eliberate pe 2013. Noi nu o să stăm să le citim pe toate, că ne pierdem între atâtea cifre, dar la capitolul locuințe avem în luna mai un număr de 5.261. Pe aprilie vedeți această scădere, 4.392, și lista este o ușoară scădere. Dacă în ianuarie vremea nu permite de această dată construcția de clădiri, o spun și cifrele, 2828 de clădiri. Dacă ne raportăm puțin la luna mai 2013, ne întoarcem puțin și vedem un număr de 3.948 de autorizații de construcții pe capitolul de locuințe. Și acum ne întoarcem puțin la luna mai 2014 și vedem 5.261 de autorizații de construcție pentru locuințe. Ce spuneați, că nu merge piața de construcții și nu se dezvoltă nimic în țară? E bine, cifrele ne arată cu totul și cu totul altceva. Cam atât cu comunicatul de presă eliberat astăzi de INS, la care sper că am lămurit-o. Vreau să merg puțin pe zona de birouri. Știți că am mai vorbit noi săptămâna trecută pe segmentul de offices for let, la noi în țară. Vreau să mă întorc puțin asupra întregii lumi. Ne uităm cea mai scumpă zonă de unde se pot închiria birouri și luăm așa. Locul 3, 113 de euro pe metru pătrat pe lună avem la Moscova, în timp ce locul 2, Hong Kong, 157 de euro pe metru pătrat pe lună. Vorbim aici de zona centrală, Beijing Finance Street, 126 de euro pe metru pătrat pe lună, în timp ce tot la Beijing pe Central Business, 122 de euro pe metru pătrat pe lună. Bine, și în Londra, se știe că este cea mai scumpă piață rezidențială din lume, în acest moment pe segmentul de birouri avem un preț de 180 de euro pe metru pătrat pe lună. Aici ne mai pun și celelalte costuri de mentenanță pe care le ai atunci când închiriezi o clădire de birouri. Vorbim aici de prețuri foarte mari. Foarte mari sunt la ei, așa că noi ne putem compara, să zic, acești 113 euro merg la o chirie destul de mare, să zic eu, pentru Bucureștiul nostru, care are undeva la 15-20 de euro. Cam pe acolo se situează nivelul de închiriere al prețurilor în materie de clădiri de birouri din București. De cealaltă parte, vreau să vă zic că tot pe zona de birouri, compania Rambol și-a extins suprafața închiriată în Fenicia Business Center din zona Unirii Alba Iulia cu o suprafață de aproximativ 1300 de metri pătrați. Și nu este singurul caz pe care îl întâlnim în zona de birouri. Marile companii au ales să își extindă suprafețele închiriate, și asta, mișcarea asta se întâmplă de vreo 2 ani de zile. Și săptămâna trecută, dacă ați urmărit interviul cu David Hay de la CEO-ul AFI Europe, același lucru ne spunea. Marile companii din IT care aveau 2-3 etaje închiriate într-una dintre clădirile de birouri au decis să-și mărească suprafața. Și asta spune eu că este un lucru îmbucurător, pentru că totodată se dezvoltă industria asta IT-ului la noi și a devenit o ramură economică destul de importantă. Numai un parc precum cel din Cotroceni sumează 2600 de angajați, dintre care 2300 aproximativ sunt fix pe zona de IT. Lucru bucurător când vine vorba de astfel de spații de birouri și grupul de la Sky Tower este cea mai înaltă clădire de birouri din București. Are un grad de ocupare de 36%, unul destul de mic până în momentul de față, iar Tower Center a ajuns deja la un grad de 90% gradul de ocupare. Totodată vreau să vă zic și câteva încasări, că e bine să vorbim și pe cifre când ne alăturăm unei astfel de discuții. Sky Tower și Tower Center sunt cele mai înalte turnuri din București, au avut anul trecut venituri cumulate de 2,4 milioane de euro și aveau așteptări, mă uit să nu greșești cifrele, cu aceste proiecte să câștige aproximativ 12 milioane de euro pe an, dar au ajuns la niște încasări de doar 2,4 milioane de euro. Nivelul chiririlor din zona Barbu Văcărescu pe segmentul de închirieri spații de birouri este cuprins între 10 și 15 euro metru pătrat pe lună, să ne mai amintim puțin de 180 de euro metru pătrat pe lună, prețul din Londra, sau 122 din Hong Kong. Nu ne comparăm niciodată cu
treaba asta. Bun, am rezolvat-o cu clădirea de birouri. Hai că vreau să vă zic un lucru foarte interesant despre cum construiesc chinezii. Probabil că știți deja că mai apare cât un gadget din ăsta care ne ia ochii pe la televizor și ne promite marea cusarea și că odată ce ai apăsat pe un buton reușești să construiești o ciocolată, un ceas, un pix, un ce vrei tu. E bine, chinezii ăștia, băieți ăștia mulți așa și deștepți, că ei sunt foarte mulți, au reușit să facă o imprimantă 3D care îți construiește o casă în doar 24 de ore. Ce înseamnă asta? Bagă într-un imprimantă din asta mare 3D de vreo 7 metri înălțime, 10 metri lățime și 32 de metri lungime, vreau să vă zic, și care costă vreo 3 milioane de dolari. Și asta înseamnă că odată ce au pus acolo toate soluțiile astea, un beton armat special, o fibră de sticlă totodată specială, macaraua asta, sau imprimantă 3D, cum îi se mai spune în prezent, face ce vedeți chiar acum și dumneavoastră, pereții unei case. Așadar, o simplă casă, introducând un proiect într-un calculator, băieții ăștia din China au reușit să facă această casă în doar 24 de ore. Substanțele toxice din mixtură sunt filtrate pentru a produce material brut care mai târziu este solid, la fel ca betonul. Potrivit constructorului, aceste case realizate de imprimantele 3D asigură izolație foarte bună atât la interior cât și la exterior. Dați-mi voie să nu prea cred treaba asta, în funcție de, mă rog, cât am mai discutat cu oamenii care se ocupă cu așa ceva. O astfel de casă ar urma să coste pe piață aproximativ 5.000 de dolari. Ar rezolva puțin problema locuințelor din China și, după cum bine știm, un apartament, o locuință în China valorează ușor peste 100.000 de euro, iar o astfel de casă ar urma să se vândă pe piață cu 5.000 de dolari. Acum să vedem cine reușește să profite de toată această tehnologie și dacă, într-adevăr, există cineva care și-ar cumpăra o astfel de casă. Da? Cum o transporți pe aia din China, tocmai în România, dacă e toată din beton? Ei bine, astea sunt așa noile tehnologii care intră la noi pe viață ușor, ușor, la noi. La ei, că la noi urmează să mai parcurgă ceva kilometri până intră. Bun, de la o casă din asta construită la imprimantă, vreau să vorbesc de un marketing construit, parcă și ăsta tot la imprimantă a venit. Un apartament scos la vânzare în București zilele trecute pentru suma de 3,8 milioane de euro. Apoi, să ne ierte Dumnezeu în condițiile astea, cine ar mai da 3 milioane 800 de mii de euro pe un apartament din București de 600 de metri pătrați, cu o terasă de aproximativ 200 de metri pătrați și toate acestea în centrul Bucureștiului? Păi, scuzați-mă, ce buget, ce venit, ce afaceri să ai în ziua de astăzi și încasări, totodată ca să-ți poți permite un astfel de apartament. Vă spuneam de marketingul scos la imprimantă, căci despre asta cred că este vorba până la urmă. Am zis și noi să prezentăm această știre și acest proiect. Să vedeți așa, cam pe unde ne situăm când vine vorba de prețuri monstruoase pe piața imobiliară. Dacă la noi în București se vinde cea mai scumpă casă, este un palat de fapt care se tranzacționează, undeva pe la 7 milioane de euro. Iată că avem parte și de un astfel de penthouse situat în zona Primăverii din București. Și că astea sunt multe alte prețuri, dar cu siguranță marketingul își face bine treaba. Luăm și noi repede o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem imediat să vorbim despre un concept care prinde tot mai bine la noi în România pe segmentul de fashion, retail și totodată construcție și arhitectură. Ne întoarcem imediat. Sunt multe branduri internaționale care au venit la noi în România pe piață în urmă cu mulți ani. Bineînțeles, nu au venit singure, ci le-au adus niște oameni cu gânduri bine întemeiate de a face business la noi în țară și a-și exploata un segment bine cunoscut, ceea ce noi îl numim pur și simplu segmentul de lux. Ei bine, din acest segment de lux, clienții care vor să aibă parte de tratamente preferențiale, bineînțeles că nu mai merg oamenii la mall, nu se mai plimbă prin cafenele pe la mall-uri sau pe hall-uri, ci se duc la țintă niște concept store-uri bine puse la punct, bine gândite, cum vedem pe afară pe la mari designer de talie internațională. Sunt câteva personaje la noi în țară care au adus această tendință și la noi și-au încercat să o implementeze. Au făcut foarte bine pentru că a reușit să pună mâna pe niște clienți importanți. O parte dintre ei, bineînțeles, nu
Bucura mai sunt activi în piața de media din diferite cauze, mai mult sau mai puțin judiciare, dar asta nu împiedică în continuare acest segment de lux să vândă. Să vândă foarte bine. Vreau să vorbesc puțin despre casele arhitecturale bine consolidate, care în acest moment reprezintă punctul forte al vânzării segmentului de lux. Cunoaște și noi pe doamna Julia Christensen, femeia care a dus în anul 1996 în România termenul de made to measure în materie de costume de bărbați, care pot depăși suma de peste 10.000 de euro pentru un simplu costum. Vedeți și dumneavoastră acest interviu și totodată o casă, o bijuterie arhitecturală ce s-a transformat în acest butic de lux. Situată în inima orașului, între Piața Romană și Piața Victoriei, Casa Frumoasă este una dintre cele mai impresionante simboluri arhitecturale ale Bucureștiului, recunoscută ca referință primordială în materie de exclusivism, lifestyle, dar și ca prima adresă în shoppingul de lux. Clădirea a fost construită la începutul anilor 30 și este opera profesorului și arhitectului Duiliu Marcu, absolvent al Școlii Superioare de Arhitectură din București și al Ecole de Beaux-Arts din Paris. Printre realizările sale remarcabile se numără Palatul Victoria, Palatul Direcției Generale a Căilor Ferate și Școala Superioară de Război. Construită la comanda unui doctor care dorea ca locuința să-i servească în același timp și ca un cabinet medical unde primea vizitele diversilor pacienți, casa a fost structurată și amenajată în acord cu aceste premize. Stilul arhitectural a fost dictat de tendințele vremii, mai precis un stil neo-românesc, cu accente etnoculturale specifice. Casa a fost executată pe un lot cu ieșire la două străzi, accentul fiind pus pe intrarea dinspre bulevardul Lascăr Catargiu. Transformarea în primă fază a unei case, un obiect de patrimoniu, într-un magazin de lux. Care este povestea Casa Frumoasă? Eu aveam întotdeauna idee de să am o casă, o vilă mare, pentru, adică aranjată așa cum place mie și așa cum am văzut afară, sau mai mult, într-un magazin dedicat în mod deosebit bărbaților. Pentru că afacerea aceasta este foarte sensibilă din punct de vedere de private service. Și după 15 ani de afacere, eu am descoperit că bărbații, și chiar bărbații foarte puternici, că noi vorbim de private service, ei destul de timide. Și atunci, partea aceasta, acest magazin este dedicat practic privacy. Este un business, este un lux, este adevărat, este costume și servicii, este made to measure și este foarte private, privat. Și practic, această casă, când ați luat-o, în ce an? Da, anul nu era foarte deosebit, 2008. 2008? Da, da. Și când am terminat, știți, în octombrie am terminat, în octombrie noi suntem mutat aici. Ați făcut investiții 2009. Mari în 2009. A avut nevoie de investiții mari în restaurare? Sigur. Cam la ce sumă vă mai amintiți așa? Că s-au băgat? Da, eu nu vreau să vorbesc de sumele. Investiția era destul de mare. Casa era în stare foarte bună, dar ea nu era renovată așa cum cere această casă, cum să zicem. Dacă dumneavoastră mă înțelegeți. Pentru că patrimoniul ei este foarte important și este aici, dar ea nu era renovată bine din punct de vedere, să zicem, intrare, gresie și casa aceasta de patrimoniu nu are cum să fie împreună, da? Și atunci a devenit marmură, să mozaic de marmură, da? Sau următoarea intrare, să zicem, mezanina, da? Iarăși este un marmură în bucățele foarte mici, care nu... Deci totuși casa trebuie să are ei importante ale ei. Da? Și pentru că noi nu putut să recuperăm anumite, să zicem, vitrale, noi nu putut să recuperez. Da? Sau, da, a recuperat foarte bine scara și scara casei și nu am intervenit în tot ce era casa în sine. Da? Ați făcut modificările necesare, astfel încât să păstrați elementele? Nu, da, de modificările sunt, nu prea este. Noi vorbim de decorare,
mai mult decât modificare. Câte camere are în total? Eu după proiect aduc minte că în totalitate are 63 de încăperi. 63 de încăperi? Da. Mă așteptam să înseamnă cameră, încăperi. Da, încăperi. Mă așteptam să spun așa, vreo 12, 13. Nu. Dar vedeți aici la etaj acest deja câte noi vedem. Da, 1, 2, 3, balcon, open space și după pe partea aia, da? Și după noi avem un appendix în casa aceasta, casa asta când s-a construit în L. Dar ce suprafață totală are, știți cumva? Cam 1000 de metri. Cum ați ales zona asta? Că e interesant așa, la stradă, bulevardul Lascăr Catargiu, toată lumea care trece, vizibil, casa frumoasă și e frumoasă într-adevăr, dar cum de ce e frumoasă? Casa are o arhitectură deosebită și dacă îi mai și spui casa frumoasă, e și mai frumoasă. Da, adevărat, era, știți, eu abia am menționat, eu sunt mai mulți ani în România și a fost și cu afacerea pe strada Polona. Și după a fost în anul 2004 pe stradă frumoasă și de acolo a devenit casă frumoasă, de la stradă frumoasă. Deci asta este povestea. Da, da, acolo era principal sediu nostru și un, să zicem, un atelier de Meițiu Meșă. Da? Încă o dată vă zic, când lucrezi la comandă, ai nevoie de privacy. Deci partea aceasta privată este, deci, ca ambient privat este foarte important, pentru că durează și nu pur și simplu shopping, nu pur și simplu a trecut și a cumpărat suddenly Meițiu Meșă costum. Nu există așa ceva. Aici trebuie să ai măcar prima dată ca să știm. Devenită în perioada anilor 90 reședința consulară a Luxemburgului, aceasta a fost amenajată în anul 2008 de către renumitul arhitect Elena Busato, care a proiectat spațiile magazinelor Blue Marine din întreaga lume, în forma în care vezi regăsi astăzi primul concept store dedicat eminamente targetului masculin. Exceptând acele necesare elemente de decor, structura și compartimentarea au rămas nealterate. O adecvare perfectă a unui spațiu la suita unor branduri a căror istorie copleșește, la rândul său și pentru care un manifest esențial se impune, exclusivismul. Am citit undeva că v-ați amenajat singură propria locuință sau că v-ați pus așa puțin amprenta pe amenajarea locuinței. Aici nu sunt singura, nu? Despre acesta casa vorbim. Nu. Așa, în general. Locuința mea, da, dar casa asta, nu. Cum să nu? Nu. Este o arhitectă și prietena mea foarte bună din Veneția. Cheamă Elena Busato. Sună foarte românește, dar nu este. Și ea a amenajat o casă. Și cu ea noi eram afară de casă și căutam posibilitatea să punem casă frumoasă pe casă. Și știți, noi am găsit chiar cu toate ideile noastre sau cerințele business-ului, că totuși trebuie să fie scris denumire casei, da? Firmei, casă frumoasă pe casă. Nu putut eu să stric casa asta. Nu putut! Câte noi și așa, nu putut. Deci este foarte mic sign, da? Aici e 40 și aici este casa frumoasă, văd așa micuț, pe casa așa de mare. Nu putut. Prea frumoasă casa, prea frumoasă fațada și foarte, ea nu este simetrică această fațadă, da? Este simetrie atât că se vede că este ușa, intrarea principală este centrată. Dacă noi vorbim intrare de la Lascăr Cătargiu, noi avem altă intrare. Deci casa este, poziția este unică pentru că este între doi străzi. Deci ea este între bulvard și pe spate avem clopotare veche. Deci este pe două căi de acces. Da, deci practic. Și atunci intrarea principală este centrată, dar casa nu este simetrică când vedeți casa cum ea este, da? Cu terasă și balcon pe partea stângă și pe dreapta noi avem o arcadă de geamuri care succesive și care sunt grupate. Deci nu mi se pare că... Deci există sigur dacă avem un... Trebuie să facem un kind of deal cu tine, știi? Putem, dar nu putut. Deci aveți una dintre cele mai bune poziționări ale casei și ați bănuiesc că ați luat-o în calcul de la bun început această poziționare între două căi de acces. Este foarte important ca să fie ușor, ca să ajungi ușor cu mașina clienții noștri. Aici trebuie să gândim bine, da? Clientul
deplasează cu mașina. Și experiența, nu atât ca mea, experiența business-ului, da? Totuși, clienții noștri, în România, în Londra, în Paris, nu contează unde, ei ajung cu mașina. Deci noi nu suntem, nu trebuie să fim pe, să zicem, shopping street, acolo unde se deplasează pe, cu picior. Bine, shopping street în România nu există, așa să zicem, partea atât că pietonală, noi nu avem așa ceva, da? Dar peste tot este totuși cu mașina. Mașina e importantă, parcare, importantă intrare. Acolo e prima vizibilitate impresie. Trebuie să existe și nu trebuie să existe. Și nu neapărat, pentru că depinde cine vine, vine sau din politică sau din business, nu partea aceasta. Deci există oameni, eu vă zic, omul totuși are nevoie de privacy pentru că mediul meu e ca doctor, să știți. În anul 2008, în urma unei investiții masive de 5 milioane de euro, casa a fost achiziționată de către Julia Christensen și transformată astfel în primul și cel mai reprezentant magazin multibrand destinat în exclusivitate vestimentației masculine de lux, susținute de nume sonore la nivel internațional, precum Scabal, Brioni, Loro Piana, Tom Ford, Stefano Ricci, Salvatore Ferragamo, Lorenziani, Santoni, Jacob Cohen. Ne-am întors și între timp m-am așezat profitând puțin de acele imagini și analizând mai în amănunt toate detaliile specifice unei locuințe din 30 și ceva. O locuință care a început și prinde foarte bine pentru un anumit segment de piață. De remarcat totuși accentul simpatic al doamnei Julia Christensen, la origine din Lituania, care a venit să facă business în România și o face foarte bine pe segmentul său de lux. Vreau să vorbesc puțin acum despre cât de mult contează arhitectura când vine vorba de alegerea unei locații și multe dintre persoane de obicei se feresc așa cât de cât să apeleze la arhitecți din diferite motive. Nu știm exact care sunt alea. În cazul meu nu a fost nevoie până în prezent să o fac, dar cu siguranță ne lămurește de data aceasta Ștefan Bianco, arhitect și fondator Pro Graphic Architecture Studio 1996. Ai construit. Bună seara, bun găsit! Bună seara și mulțumesc de invitație! Ștefan, ne uitam mai devreme pe imaginile cu acea proprietate de lux. Este un segment care prinde foarte bine la noi România. Au mai venit după ei, dacă nu mă înșel, spaniolii de la Stefanel și mai erau încă vreo câteva proiecte, dar tot așa, mai micuțe, dar ce-i drept. Se caută astfel de proiecte? Ce părere ai? Există în viitor, să spunem, această vizualizare de a schimba, de fapt, practica mall-ului. De a cumpăra și de a moderniza o casă, respectând un concept, făcându-o în așa fel încât ca ea să aibă un concept, o idee anume și ca să atragă o anumită speță de clienți. Pe bun, în afară e și normal ca un mare client de lux ce pretinde a fi, nu mai merge la mall, cum am spus-o mai devreme, să se plimbe pe hall-uri, ci se duce bine la țintă, unde are parte de niște servicii într-un mediu privat și bine pus la punct. Cât de dificil este să iei o astfel de construcție, care este un patrimoniu până la urmă, să o iei de la un mediu privat și să o repui practic pe picioare? Sunt mai multe etape. O clădire veche rămâne o clădire veche, însă valoarea arhitecturii contează foarte mult din acest punct de vedere. În afară de problemele tehnice care sunt cauzanța unei clădiri vechi, în care clădirea trebuie consolidată, trebuie hidroizolată, reamenajată tehnic din punct de vedere al instalațiilor și al lucrurilor tehnice ce îi aparțin. Pe lângă lucrul ăsta trebuie să implementezi un concept care să atragă, să fie actual, însă el mai are o mare menire, conceptul, să se integreze în casa cu arhitectura veche, care trebuie respectată și trebuie menținută mai departe și dusă așa cum
Care proces dintre toți acești pași este cel mai complex de realizat? În primul rând, cel tehnic de care v-am zis. Casele care au între 70 și 100 de ani au probleme tehnice. Și în al doilea rând, și nu ultimul, este conceptul. Pentru că e foarte greu să atragi și să fii actual punând în interiorul casei respective și casa trebuie respectată, ca să poți să o respecti, conceptul trebuie să se integreze și ăsta e un lucru dificil de făcut. Trebuie să apelați la persoane, la designer cu foarte mare experiență. Bine, în cazul țintei directe, cum a fost aici segmentul de lux, era relativ ușor de menținut, menținut tematica. Zi-mi, uite, poate mai ai vreo idee de astfel de clădiri din București care ar putea fi realizate. Dă-ne așa un hint dacă îți vine în minte vreun exemplu. Sunt foarte multe clădiri în București. Bucureștiul, de fapt, abundă în clădiri. Noi nici nu-l vedem. Bucureștiul, din punctul meu de vedere, față de alte capitale, să spun, cu tradiție, cu istorie europene, așa cum e și Bucureștiul, nu a restaurat și renovat și a pus pe piață nici măcar 10% din clădirile existente. Ca exemplu, ce ai putea să dai? Ca exemplu, pot să dau Calea Victoriei, cu Cotroceni, sunt foarte mă, nu trebuie să ne să rămânem numai pe zona primăverii. Cotroceniu, Calea Victoriei, centrul vechi, după cum se vede, a început de câțiva ani să ia amploare. Probabil că în zona respectivă nu o să vedem numai cârciumă, o să începem să vedem și shop-uri. Da, referitor la asta vorbeam cu un investitor pe zona respectivă și are de vânzare o clădire imediat apropiată magazinului care a fost deschis de haine anul trecut acolo, unui retailer internațional și spunea, domnule, o scot la muzare clădirea asta, deja sunt în discuții cu un brand internațional să vină să cumpere, vrea 2 milioane de euro pe acea clădire istorică și urmează ca anul viitor acolo să fie un store din ăsta de lux bine pus la punct pentru acel target, care în momentul ăsta lipsește de pe zona așa centrului este vechi. Referitor la Calea Victoriei, mi-a ridicat mai devreme la fileu. Odată cu noul proiect al primarului Oprescu de a face și zona de promenadă, plimbare, poate reușim să admirăm mai bine Bucureștiul și clădirile care sunt așa prin zona respectivă. Da, excelent. E foarte bine venit proiectul, mai ales că Calea Victoriei trebuie să aibă partea asta de plimbare, de plimbare pe jos, neapărat tradițional bucureșteană. Și cu această ocazie probabil că o să reînvie comerțul, cel puțin conceptual, la nivelul celei mai tradiționale străzi din București. Bun, zi-mi puțin, de ce crezi că nu acceptă mulți dintre proprietari să coopereze cu un arhitect sau cu un designer, mai bine zis? Care ar fi teama lor de, să zic, de a aborda această direcție? Îți spun din cazuri concrete pe care le știu de oameni care au vrut să facă ei personal ceva și au dat eșec total. Corect. E adevărat. Este practic o manieră de a aborda construcțiile a unei țări ieșite din comunism. Timp de 10-15 ani de zile toți proprietarii de case au zis că știu să facă mai bine, să restaureze. Nu neapărat că a fost o problemă de bani, de plata unor servicii de proiectare, ci faptul că proprietarul credea că găsește un arhitect manierist care are o singură idee. De fapt, arhitectul trebuie să fie un diagnosticar. El trebuie în primul rând să simtă și să cunoască foarte bine clădirea, să știe exact ce stil avea înainte, să-l respecte. Și cu proprietarul, exact ce vorbeam mai înainte cu conceptul, proprietarul trebuie integrat, de fapt, în funcțiunea casei. Și asta e un lucru destul de greu, dar dacă reușești să treci peste această barieră și să dai lucrurile astea să le facă să funcționeze cineva de specialitate, reușești.
Bun, să zicem că ți-ai ales o casă din zona Victoriei sau zona centrului vechi. Ai, nu știu, 600-700 de metri pătrați, o casă istorică. Ți-ai stabilit bine un stil pe care vrei să-l duci mai departe, ceea ce vrei să promovezi. În linii mari, cât se poate de mare, ajută-ne cam care ar fi un cost din ăsta de reamenajare, restructurare a unei clădiri istorice? Din punct de vedere al proiectării te referi? Da. Bun. Proiectarea în România, pe nivelul ăsta super specializat, nu e foarte costisitor. Poate să fie între 15 și 25 de euro pe metru pătrat. Însă, din punctul meu de vedere și probabil că în viitor, având în vedere că aceste proiecte care abordează case vechi în zone protejate sau monumente istorice, este într-adevăr o proiectare grea, pentru că arhitectul în primul rând trebuie să-l suporte pe beneficiar cu absolut toate funcționalitățile lui comerciale și e normal să fie asta, și clădirea trebuie să rămână în stilul arhitectonic de atunci, trebuie respectat. Și de aici vine provocarea pentru voi. Asta este melanjul cel mai bun. Și asta înseamnă și o creștere a costurilor peste cei 15-25 de euro metru pătrat? Probabil că în viitorul apropiat, în momentul în care cineva va vrea într-adevăr să aibă concept de foarte bună calitate, respectând tradiția, bineînțeles. Bun, deci ne așteptăm la niște costuri mai ridicate, puțin de 25 de euro pentru pătrat în toată treaba asta. Zi-mi, te rog, în materie de locuințe anul acesta, știu că ați avut niște proiecte foarte frumoase făcute pe zona rezidențială, pe zona de nord, am găsit câteva. Ce se cere când vine proprietarul? Adică, care niște teme bine făcute de acasă. E adevărat, am început să avem clienți care să simtă necesitatea arhitectului 100%. Clienții din ziua de azi care fac proiecte rezidențiale și care vor să aibă un proiect de calitate, își dau seama că apelând la un arhitect, pe lângă valoarea tehnică și a finisajului, ce lucru care puteau să le facă și cei din anii 90-2000 care nu făceau case cu arhitecți, și-au dat seama că valoarea arhitecturală, imobiliar vorbind, sporește foarte mult un cost de revânzare sau... Exact aici vreau să ajung la acest capitol. Și bănuiesc că ai întâlnit cazuri de persoane care au dorit modificarea apartamentului după care să-l vândă. Că până la urmă vorbim de un cost, hai să spunem, minim de 15 euro pe metru pătrat. La un apartament, să zic, mediu de 100 de metri pătrați, ar veni un cost de 1500 de euro. Ori să faci cu, nu știu, bănuiesc că m-am încadrat în sumă, în 1500 de euro. Da? Da. În 1500 de euro să modific un apartament, ceea ce cu siguranță îi va crește valoarea, spun eu, cu 5000 de euro lejer. Da, așa este. Așa este. Deci... și imobiliarul rezidențial în momentul ăsta. Dacă înainte toată lumea se uita la ce dotări are de bucătărie, dacă bucătăria e făcută, dacă zugrăveala e curată, dacă are parchet pe jos, nu mai contează. Adică contează, dar în plus față de asta, contează și amenajarea interioară, cât de conceptuală și frumoasă este. Bun, Ștefan, avem o pauză de publicitate de luat, trebuie să trăiască și marketingul nostru și noi cu toții. Tocmai de-aia luăm repede o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem imediat și vreau să vorbim puțin și de zona de birouri, asta pentru că tot am discutat la început de emisiune cât de mult au crescut cererile pe segmentul de birouri și ce se caută în materie de amenajare de birouri. O să vedeți care este stilul cel mai căutat la noi în România. Ne întoarcem imediat. Bun, într-o piață bine stabilită, bine închegată la noi în România, vorbim despre piața spațiilor de birouri de ultimă generație, care necesită un stil și o arhitectură deosebită. Ce cer noi proprietari de astfel de clădiri și totodată, nu neapărat ei, cât de cealaltă parte, directorii companiilor multinaționalelor care bat la ușă în luarea de spații. Continuăm discuția cu Ștefan Bianco referitoare la aceste
noi tendințe care au început să prindă contur pe zona spațiilor de birouri și aș vrea să ne ajute aici cu câteva idei. La fel ca și rezidențiale, chiriașul spațiului de birouri, în primul rând, cer arhitectului nu neapărat o schemă funcțională pe care oricum trebuie arhitectul să o realizeze, ci ca funcționalitate de plan, ci conceptul de care vorbeam mai devreme. Toată lumea mai nou vrea ca biroul lor să se învârtă după un soare și conceptul trebuie să se regăsească de la intrare, din recepție, până în ultimul scaun al directorului. Ce înseamnă asta să se învârte după soare? Fizic? Nu fizic. Să aibă acea noi în glumă, în proiectare, denumim conceptul linia roșie, care urmează conceptul în fiecare cameră a proiectului. Am înțeles. Despre stiluri, ce poți să ne spui? Știu că sunt stilurile din ce în ce mai personalizate și recent am vizitat o astfel de clădire de birouri. Fiecare nivel al clădirii era personalizat în funcție de activitatea pe domeniul respectiv. De unde această idee și cât este de dificil să implementezi astfel de lucruri la noi în țară? Așa e. Trendul, de fapt, e internațional. Birourile Google, în care toată lumea le menționează, personalizarea birourilor, birourile Google l-au făcut pentru angajați. Deci asta e personalizarea maximă. Dacă multe companii au un brand book, au o culoare, au un stil, au un font pe care trebuie să-l respecti și trebuie să-l implementezi de fapt în spațiile birourilor, Google, de exemplu, fiind o companie IT, face conceptul pentru angajați. Pentru că cumpărătorul, de fapt, clientul companiei de IT este cumva pe net. Și atunci singurul concept pe care trebuie să-l faci este ca angajații să se simtă bine. Și atunci există, să spunem, o zonă fără limite pentru conceptul de arhitectură, pentru proiectarea designului interior. Ce fel de comenzi și ce fel de cerințe ați avut în materie de design de birouri la noi în țară? Niște cerințe așa mai deosebite, bune, nu știu, spații de recreere? Un fel și chip. Deci, multe din companiile multinaționale pe care le-am proiectat, în primul rând au avut brandbook-ul lor de la compania mamă și el, conceptul trebuie personalizat pe respectiva situație. Într-adevăr, am avut cerințe de relaxare, am avut cerințe de camere de silent room-uri în care angajații puteau să facă masaj în diferite tipuri de fotolii, bucătăriile trebuie să arate cât mai cafeneaua din oraș, să spunem, deci practic să nu mai iasă din office, să se ducă în oraș și în bucătăria lor să se simtă ca la cafeneaua din oraș. Spații de relaxare, foarte multe din punct de vedere al recepției. În recepție poate să fie un spațiu de relaxare foarte bun pentru angajați cât și clienți. Știu de asemenea că ați mai proiectat și lucrat puțin și pe zona medicală și ați avut câteva proiecte interesante pe anumite unități medicale. Care au fost elementele inserate în aceste proiecte? Proiectele medicale sunt mult mai dure din punct de vedere funcționalitate și normativ, pentru că ca să poți să ajungi la concept, la lucru pe care arhitectului îi place să facă, să aleagă culori, mobilier și să îi dea aici ești limitat. Un brand, nu neapărat că ești limitat, ai și bugetul beneficiarului în care te limitează pe final, până acolo trebuie să respecti foarte multe funcționalități. Într-un spital e foarte restrictiv. Cum ar fi? Dă-ne câteva repere. Am făcut spitalul de copii al lui MedLife, am făcut spitalul lui Medicover de pe strada Pechea și mai nou am construit de la zero un spital în Constanța. Am înțeles. Și ce a presupus ca elemente dificile toată această construcție? Coordonarea
funcțiunii cu instalațiile și cu designul. Deci aici e bătaia mare de cap. Cea mai mare, la o funcțiune grea. Deci, după părerea mea, spitalul are funcțiunea cea mai grea în proiectarea de arhitectură. În zona hotelieră, de asemenea, iarăși ați mai avut câteva proiecte interesante. Care crezi că ar fi elementele de un real succes implementate într-un hotel? Buticul. Trebuie să ieși în evidență cât mai mult. Deci chiar la hotel poți să ai mână liberă. Dacă ai un concept de butic cât mai non-conformist posibil, este cheia succesului. Din punct de vedere al încasărilor pe acest segment? Să spunem, da. Bun, pe lângă acest butic și concept, ce ar mai trebui să existe, eu știu, într-un hotel sau ce cerințe ați avut? Hotelul trebuie, în primul rând, tema de proiectare trebuie să, să fie cunoscută de la început. Câte stele are hotelul, câte dotări, care este adresa și funcționalitatea lui, câte opțiuni de piscină, saună, săli de conferințe. Astea, de fapt, sunt din funcționalitatea hotelului și apoi lucru cel mai frumos pentru arhitect este să-i dai acel brand și design care să-l caracterizeze. Bun, știu că ați colaborat puțin și pe segmentul comercial. Ce fel de proiecte interesante ați avut și ce solicitări pe ele ați avut? Avem câteva, am avut de fapt anul ăsta câteva proiecte comerciale foarte frumoase. Avem unul foarte frumos care probabil că va fi gata în vara, toamna asta, va fi cea mai mare bărărie din București, pe care am câștigat-o anul trecut ca proiectare și tot așa din punct de vedere al conceptului, acest proiect din această cauză a ajuns la noi pentru că conceptul nostru a fost considerat cel mai frumos. Am înțeles. Deci aici punctați foarte bine pe segmentul ăsta. Da, cel puțin e lucrul care ne place cel mai mult. De când observi schimbarea asta? Că am parcurs așa câteva zone, cel medical, comercial, rezidențial și spațiile de birouri. De când simți că oamenii, proprietarii, directorii, CEO internațional a venit și cere nevoia unui arhitect? Asta e o tendință care a evoluat în ultimii ani. E foarte bună întrebarea. E consecința cel puțin 15 ani în care investițiile s-au făcut fără rost, din punctul meu de vedere, design 100%. Pentru că și-au dat seama că au investit materiale foarte bune, foarte frumoase, în niște lucruri care nu au concept. Și mai nou, de câțiva ani, că ai pus foarte bine întrebarea asta, clientul vine la noi la birou și nu mai e atât de atent la suprafața utilă sau desfășurată. Ar vrea să vadă și cum arată fațada neapărat, sau care sunt culorile care le alegem, sau care este ideea pe care putem să mergem mai departe. Din punctul ăsta de vedere, cred că s-au făcut pași foarte mari, cel puțin în mentalitatea clienților noștri, pentru că și-au dat seama că conceptul vinde. Pe lângă acest concept, să nu uităm, bineînțeles, de reducerea costurilor pe care le poți avea în momentul în care apelezi la un arhitect și îți calculează, să spunem cu precizie, aproximativ chirurgicală, dacă mi-e permis să folosesc termenul, momentul în care ai fiecare material în parte calculat pe suprafață exactă pe care o poți avea. Știu că se salvează foarte multe proiecte în astfel de etape. Înainte de asta, dacă cineva a lucrat la un proiect, a dat eșec, a avut eșec cu el, îl mai poate reface, îi poate schimba stilul? Da, bineînțeles. Deci în construcții, noi avem o vorbă, în construcții se poate orice. Să ai bani și timp și să mai poți să mai ai putere să-l refaci. Am avut foarte multe cereri din asta, tocmai în consecința discuției anterioare pe care am avut-o. Oameni care și-au dat seama că nu vând atât de mult față de investiția pe care o au dacă nu au acel fir roșu. Conceptul, într-adevăr, el poate să aibă din punct de vedere financiar costuri foarte mici al investiției dacă are concept.
pentru că un restaurant poate foarte bine, poate să fie pescăresc sau să aibă un concept foarte frumos cu podea de lemn netratat de stejar pe jos. Deci totul... Noi avem o vorbă foarte frumoasă la noi la birou. Conceptul salvează bugetul. Conceptul salvează bugetul. Mulțumim frumos, Ștefan Bianco, pentru toate aceste informații pe care ne le-a adus. Ne oprim aici această săptămână cu ediția noastră de imobiliare. Găsiți emisiunea, o să postăm linkul pe pagina noastră de Facebook, Metropolis cu Constantin Opriș. O săptămână bună să aveți, căci vremea de afară e numai bună de ieșit prin oraș. Rămâneți în continuare, urmează Money News. Seară bună! We'll be right back.